Din schema se deosebesc clar etapele furtului banilor de la BNB. Deci prima etapă, aducere legislației la corespundere cu necesitățile schemei de furt. A doua etapă, furtul banilor din Banca de Economie și de Capitalizare a Băncii. A treia etapă, furtul la 18% din acțiunile BEM și preluarea controlului cu pachet minoritar. Micșorarea capitalului normativ al BEM este a patra etapă. A cincea etapă, micșorarea cotei statului în BEM la 33,4%. A șasea etapă, organizarea furtului de proporții din BNM, din Banca Națională. Și a șaptea etapă, furtul propriu zis. Ca urmare, eu nu am indicat în schema dată a opta etapă, ascunderea furtului, însă deja ea urmează, cred că, să fie făcută.